Comuna Răscăieți este una dintre cele mai mici și mai tinere unități administrative din județ. În weekendul care a trecut, răscăiețenii au participat cu mic cu mare la inaugurarea dispensarului uman și a bazei sportive. La inaugurare a luat parte și deputatul Colegiului 8 Găiești, Iulian Vladu. Cele două investiții se cifrează la peste 12 miliarde de lei vechi. Baza sportivă fiind finanțată pe ordonanța 7, iar dispensarul din fonduri proprii ale primăriei. Anul acesta am început să culegem roadele, cum s-ar spune, că vine toamna, al realizărilor din fiecare localitate din sudul județului Dâmbovița. Cu toate că, mă repet, afirmam mai înainte că în sudul județului Dâmbovița, timp de 20 de ani de zile, investițiile au fost sau au lipsit cu desăvârșire. În comuna Răscăiți am inaugurat un cabinet medical, adică un dispensar modern, unde vreau să felicit că cei doi doctori își fac datoria, vin de două ori pe săptămână fiecare și în același timp am inaugurat și stadionul sau baza sportivă, o bază modernă, o bază pe care această comună cred că o merită, pentru că au și o echipă de fotbal. Deși tânără, comuna Răscăieți se numără printre localitățile rurale civilizate, cu rețea de apă, canalizare, drumuri bune, iar acum dispensar și bază sportivă. Duminică, sute de localnici au asistat la partida de fotbal jucată de echipa lor pe noul stadion, împotriva echipei din comuna Gura Foii. În cinstea inaugurării bazei sportive, gazele au învins cu 2-1. Dacă analizăm toate investițiile și realizările în această localitate, putem spune că localitatea se îndreaptă cu pași măresc către o localitate europeană, adică apă, canal și infrastructură, cabinet medical, baze sportive, primărie.